Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur tare mult că sunteți din nou aici. După cum vedeți, astăzi am lângă mine o invitată specială. O am alături pe mama mea, Ioana Moldovanu, pe care mulți dintre voi o cunoașteți de pe YouTube deja, dar dacă nu o cunoașteți cumva, o să vă las un link către canalul ei în descrierea videoclipului. Astăzi m-am hotărât să o interviez pe mama. Vreau să ne povestească despre studenția ei, studenția ei care a avut loc în timpul comunismului, și aș vrea să ating așa subiecte legate de viața de zi cu zi de atunci și diverse chestiuni care țineau de viața de student, mai ales că acum se apropie 1 octombrie și o să înceapă un nou an universitar. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați lăsat întrebări pe canalul meu pentru mama. Să știți că nu o să le iau per se pe fiecare dintre ele, ci le-am combinat într-o listă de întrebări pe care am gândit-o eu, dar sper să ating cât mai multe dintre ele și la final o să și menționez persoanele care au lăsat întrebări cu mulțumiri. Mamă, bine ai venit pe canalul meu! Bine v-am găsit! Mă bucur să filmez împreună cu Cristina. Ne propunem să facem multe videouri împreună, dar mereu amânăm, mereu nu găsim timpul necesar și în sfârșit am ajuns la momentul pe care îl așteptam din iarnă, cred că deja. Da, de mult ne planificam deja videoclipul ăsta și mai avem unul planificat despre cum creștem copiii în ziua de azi față de cum se creșteau mai de mult. Îl avem și pe acela pe listă. Dar ca să nu lungim foarte mult introducerea, haideți să încep cu prima întrebare. Să știți că eu o să mă mai uit din când în când la telefon, pentru că aici am notat toate întrebările. Și, bineînțeles, pentru cei care nu știu detaliile astea, o să te rog să ne povestești ce facultate ai făcut, unde și în ce perioadă. Am făcut facultatea de planificare și cibernetică economică, așa se numea atunci, pe scurt cibernetică. Este o facultate în cadrul Academiei de Studii Economice, deci la ASE, la București. Am început în 82 și am terminat în 1986, deci 4 ani. Cu o mică precizare, și eu sunt născută în perioada facultății tale, în 1984. Și voiam să te întreb, cum te-ai ales București și nu Cluj? Asta e o întrebare grea. Nu știu de ce am ales București, dar faptul că am mers la facultatea de cibernetică la ASE a fost alegerea tocmai din cauza faptului că voiam neapărat să ajung în București și trebuia să fie o facultate care să nu fie în Cluj. În Cluj am făcut liceu, Cluj este foarte aproape de Turda, la 30 de kilometri, și voiam neapărat să ajung în București. Nu am avut o pasiune nebună pentru informatică sau pentru cibernetică, dar am ales cibernetica din, nu neapărat teamă, dar voiam să evit comentariile din partea părinților sau din partea cercului de prieteni, rămâi la Cluj, pentru că poți să faci și la Cluj, trebuia să fie o facultate care să nu fie în Cluj și voiam neapărat să văd cum e să trăiești și în alte orașe. Cât de greu se intra la facultate? Este o facultate la modă? Într-adevăr, cibernetica era un domeniu destul de nou atunci, nu? Da, da, era relativ nou, să spun. Se intra greu la facultate, nu doar la cibernetică, nu doar la ASE, și la ASE concurența era foarte mare. La toate facultățile se intra greu, pentru că erau puține locuri, concurența era foarte mare și examenele erau foarte serioase. Nu exista intrare pe bază de dosare sau... Mi se pare că totuși elevii care obținuseră rezultate la olimpiadele naționale aveau locuri asigurate, dar nu sunt sigură de lucrurile acestea. Nu am participat niciodată la fazele naționale ale olimpiadelor. Se intra greu. Toată lumea își dorea, toată lumea, toți elevii buni își doreau să intre la facultate pentru că ți asigura oarecum un prim pas în viitor, un pas sigur și un loc de muncă sigur, un loc de muncă bine plătit. Și ca să intri la facultate, depuneai niște eforturi. Ai făcut pregătire suplimentară, cum se face acum, nu. Meditații? Nu. Nu am făcut niciun fel de ore suplimentare, ore particulare, meditații. Exista și atunci trendul acesta, nu așa de dezvoltat ca acum, însă am făcut un liceu foarte, foarte bun, liceul de informatică din Cluj, matematică fizică 2 se numea atunci, și aveam niște profesori foarte buni la toate materiile. Toți colegii din clasa mea au intrat la facultate, eram 36 și 36 am intrat la facultate, ceea ce era într-adevăr ceva foarte rar în zilele acelea. Însă eram și eu foarte conștiincioasă
Și știam că e un pas așa de important și un lucru așa de important să intri la facultate, pentru că, nu pentru că, îmi doream foarte mult să intru și ne țineam de treabă. Dar tu zici acum că ați intrat toți la facultate. În general nu mergeau? Acum foarte mulți merg la facultate. Aproape toți care termină bacul nu prea au motive să nu meargă la facultate. Atunci nu era așa? Nu toți dădeau examen la facultate. Nici nu aveam foarte multe informații despre ce fac alții în alte locuri, pentru că nu exista internetul și nici nu existau statisticile de acum. Nu știam ce se întâmplă exact la alte licee decât din ceea ce auzeam așa din gură în gură, din ce se vorbea. De la liceul nostru toți elevii au dat examen de admitere și majoritatea au intrat și din clasele paralele, 3 clase am terminat. Era un ideal să ajungi să fii student și, cum am spus, se intra foarte greu, pentru că nu existau facultăți particulare, nu existau centre universitare decât în câteva orașe din țară. Și, dacă erau puține locuri, asta era situația. După copilăria petrecută în provincie, liceul făcut la Cluj, cum ți s-a părut Bucureștiul? Care au fost primele impresii? Tu mai văzusei până atunci Bucureștiul, până ai mers la facultate? Da, aveam rude în București și vizitasem de câteva ori orașul. L-am găsit așa cum îl știam, mare. Nu am avut niciun șoc cultural sau de civilizație sau ceva. Într-adevăr, l-am văzut foarte mare, foarte aglomerat, dar mi-a plăcut din prima orașul în sine. Și un pic a fost așa dezorientată la început, nu știam să ajung dintr-o parte în alta, mai întrebam trecătorii pe stradă cum să ajunge într-un anumit loc, dar m-am descurcat, zic eu, destul de bine și m-am adaptat orașului foarte repede, foarte, foarte repede, cum de altfel mă adaptez oriunde și acum. Dar ai plecat cu cineva de aici, vreo prietenă? Nu, era, sau erai... nu. Din păcate, asta a fost lucru care... Pentru mine a fost cel mai greu faptul că am plecat singură. Și nu am avut niciun prieten la început, nicio prietenă, nicio cunoștință. Aveam 3 colegi de clasă, însă atunci băieții, dacă intrau la facultate, trebuiau să facă armata un an. Oricum ei erau la facultatea de fizică, la Măgurele, acolo foarte departe, și nu cunoșteam pe nimeni. Mi-a fost destul de greu din punctul ăsta de vedere la început, pentru că toți colegii mei de facultate veniseră cu colegii de liceu, aveau prieteni, aveau grupuri deja formate și am fost destul de singură mult timp. Adică, practic, până în decembrie, până la prima vacanță de iarnă. Cu ce vise sau speranțe ai plecat la București? Ce era în mintea ta atunci, la 18 ani, când ai plecat? Ce-ți doreai? Nu știu, ce-ți imaginai despre cum va fi sau... Nu aveam niciun vis și nu aveam nicio speranță. Viitorul nostru se rezuma la ceva foarte, foarte apropiat. Nu gândeam în perspectivă, nu ne gândeam ce va fi peste 5 ani, ce să mai spun peste 10 ani. Totul era așa de previzibil. Credeam că lumea este imposibil de schimbat. Credeam că totul se va întâmpla exact așa cum s-a întâmplat cu câteva generații, vorbesc de generații de liceu înaintea noastră. Termini facultatea, primești un loc de muncă sigur, îți faci o familie, primești un apartament de la stat și așa mai departe. Nu visam la nimic. Nu visam să avem o carieră, nu visam să facem nu știu ce excursii. Asta e un lucru care m-a frapat, că cu totul altfel era atunci față de cum e acum, când îți imaginezi ce job o să ai, ce mai poți să faci. Ce... Nu ne imaginam nimic, nu speram nimic, Nu spun că eram nefericiți, că nu eram nefericiți, dar gândeam doar foarte aproape, la pasul următor, ce o să facem săptămâna viitoare sau luna viitoare, sau eventual în vacanța de vară. Nu ne gândeam ce o să fie peste 2 ani. Uite, o întrebare despre festivitatea de deschidere din primul an și primele cursuri. Cum era atunci o festivitate de deschidere? Pentru că știu că era mult mai formală, așa mai... Da, era formală. Festivitatea de deschidere a anului universitar de la AS. Mi-o aduc foarte bine aminte, a fost în aula, acolo sub bilă. Sub bilă de la ASE, din Piața Romană. Da, celebra bilă de la ASE. Și nu mai țin minte toate discursurile care au fost, dar știu că a fost un profesor de economie care, printre altele, a spus o frază care mi-a intrat în minte și pe care am reținut-o și zicea că un medic, dacă greșește, ucide o persoană, ucide un om, ucide un pacient.
dar economiștii, dacă greșesc, pot să ucidă o întreagă națiune. Bine, el săracul vorbea așa la modul general, la modul lumii capitaliste, pentru că în România oricum era ucisă națiunea și economia toată era în stadiu cel mai rău în anii 80 din toată perioada comunistă. Era, adică mergea așa din rău mai rău în descreștere vizibilă. Mi-ai povestit că aveai un curs de planificare. De altfel așa se și numea facultatea. Poate povestește un pic despre cum era pe vremea din punct de vedere economic, așa pe scurt. Pentru că lumea nu cred că își imaginează, cel puțin cei tineri, cum funcționa economia. Nici eu nu știu cum funcționa economia, că funcționa pe bază de minciună. Uite, ăsta pot să spun, lucrul acesta pot să-l spun. Am făcut cursuri de planificare, cum zicea, un fel de management, să spun așa, niște principii de management. Adevărul că în orice economie, fie ea oricât de capitalistă, dusă la extrem, trebuie să faci niște planuri, adică nu poți să mergi așa bezmetic. Dar ceea ce făceam noi la școală, la cursuri, 4 ani am făcut cursuri de planificare a economiei, a industriei, a ramurilor agricole, a serviciilor și așa mai departe, un fel de apă de ploaie, tot băteam apa în piuă. Însă cum funcționa economia legat de întrebarea ta? Primul loc de muncă pe care l-am avut la o fabrică din Turda, se numea Turdeana, făcea accesorii, fabrica accesorii și piese de schimb auto. Principalul beneficiar al acestor piese de schimb erau uzinele Dacia de la Pitești. Și am lucrat chiar la compartimentul de planificare, așa se numea, la plan. Și la fiecare 10 zile, așa se împărțea atunci luna, în decade. 10 zile, ziua 11-20 și 21-30. La fiecare 10 zile trebuia să raportăm la partid, adică la actualele primării, actualele consilii locale, unde de acolo venea, acolo era conducerea, ăștia supervizau toată economia, trebuia să raportăm câtă producție am făcut, câte piese de schimb, câte erau și pe categorii, dar și în valoric. Și erau 3 secții, secția A, B, C. Secția A era secția arcuri. Știu că de asta mă ocupam. Eu trebuia să raportăm câte arcuri în valoare s-au făcut. Și nu mai țin minte acum ordinul de mărime, cifrele pe care le raportam, dar să zicem că raportam producție de 15.000 de lei făcută în perioada 1-10 ale lunii. Și doamna care răspundea de, doamna tovarășa care răspundea de Turdeana la telefon, 15.000? Nu puteți să spuneți 15.000, puneți 16.000, 17.000 măcar. Închideam telefonul, chemam pe șeful de secție de la Arcuri, de la secția, și spuneam, uite ce a spus tovarășa Barna, doamna Barna, tovarășa Barna. Nu, zice, nu pot să spun, nu pot, că zice, nici 15.000 n-am făcut, eu v-am zis vouă 15.000 așa acasă, nu pot să spun 15.000, am făcut numai 13.000, cum să vă spun mai mult 16.000? Trebuie să spuneți, dați aici cu subsemnatul și ziceți că ați făcut măcar 16.000. Ăsta nu și nu, aveam niște discuții. Bine, ziceți 15.500, sunam înapoi. Am făcut totuși 15.500. Nu se poate, v-am zis, 16.000 trebuie să raportați. Cam așa decurgeau. Și cred că așa se mințea peste tot. Și în agricultură, cu producțiile la hectare, alea fenomenale, că eram cei mai buni din lume. Cred că așa se întâmpla peste tot. Revenind la perioada studenției, vreau să te întreb unde ai locuit în perioada studenției, dacă ai avut multe bagaje când te-ai mutat și cum te-ai acomodat la Cămin? Am locuit la Cămin. Pe vremea aceea facultățile erau obligate, obligate sau neobligate, toți studenții care nu erau din orașul respectiv primeau loc la Cămin. Acum, cum erau căminele, rămâne de discutat. ASEU-ul nu avea căminele bune din Regie sau din Grozăvești, de exemplu, acolo erau cămine noi, cămine bune. Noi stăteam așa pe unde apucam, tot felul de cămine improvizate. În primul an am stat la cămin pe Calea Dorobanți. Calea Dorobanți, chiar vis-a-vis de restaurantul Perla, pentru cei care sunteți din București și știți lucrul ăsta, la intersecția cu Ștefan cel Mare, pe unde trece linia de tramvai, clădirea s-a demolat între timp. La parter era cinematograful Volga. Și am primit loc într-o cameră cu 10 paturi. 10 fete eram în camera aia, dar fi încăput, cred că și 30 de paturi. Era imensă, era la ultimul etaj al clădirii și am fost foarte dezamăgită, foarte supărată. Nu am avut bagaje multe cu care am venit de acasă. Am avut un geamantan mare, negru. Nu erau trolere pe vremea aia, chiar. Să știți că nu existau trolere. Nimeni nu avea geamantan așa cu rotițe.
Și mă gândesc din simplul motiv că nu aveai pe unde să-l târâi după tine, pentru că nu era peste tot asfaltat și erau foarte multe străzi cu pavaj din pietre și troller am văzut prima dată după Revoluție, cu mult timp după Revoluție. Deci astea erau toate bagajele mele. Un geamantan cu care am ajuns și care era foarte greu pentru că aveam și foarte multe cărți. Mi-am adus multe cărți de acasă. Dar era curat la cămin acolo? Cum erau saltelele, de exemplu? Saltelele erau ok. Nu mi-aduc aminte să fi avut pretenții nesatisfăcute din punctul ăsta de vedere. Era curat oarecum, era curat. Nu pot să zic că era mizerie, dar erau gândaci. Erau foarte mulți gândaci. Gândacii vin și unde este curat, după cum prea bine știți. Știu că într-o noapte m-am dus la baie. Băile erau comune, evident, și erau, să zic așa, vreo 6 chiuvete la etajul nostru. În spatele chiuvetelor erau dușurile și când am aprins lumina la baie, sub toate oglinzile alea au fugit o grămadă de gândaci. Horror. Apa aveați tot timpul? Apă rece aveam tot timpul, apă rece, apa caldă era cu program, evident, și programul era foarte scurt, timp de 2 ore, odată la câteva zile. Uneori nici programul ăla nu se respecta. La subsolul acestui cămin unde am stat era o centrală termică, nu o centrală termică, un fel de cazan. Era o fochistă, era o doamnă fochist care se ocupa de menținerea focului și ne dădea apă caldă atunci când putea. A trebuit să ne mutăm puțin locul în care filmam, pentru că ați văzut în spatele nostru au venit niște domni care și aveau foarte multe povești de depănat. Poate filmau și ei. Filmau și ei, da. O să continuăm într-o grădină de aici, din Turda. Următoarea întrebare este despre ce și unde mâncai, unde îți făceai cumpărăturile și cum stăteai cu banii în general. Ce și unde mâncam? La cantină. Doar la cantină puteam să mâncăm, pentru că nu prea găseai să cumperi altceva de mâncare, nu existau supermarketuri. Și în afară de asta, dacă stăteai la cămin, erai obligat să îți cumperi cartelă la cantină, deci abonamentul ăla cu 3 mese pe zi. E adevărat că uneori reușeam să vindem câte o cartelă din asta. Da, se vindeau. Se vindeau sub prețul, deci dacă masa costa, să zic, 45 de lei pe lună, cam așa, parcă mi-aduc aminte, 45-50 de lei, vindeai cartela cu 30 de lei și o vindeai băieților care nu stăteau la cămin, stăteau la gazdă undeva și aveau nevoie de masă și făceam dubla, am făcut dubla ani de zile cu Carmen, colega mea. Ce însemna dubla? Dubla însemna că aveam o cartelă pentru 2 persoane și la prânz putem să luăm 2 ciorbe, să furăm 2 ciorbe, adică nu se uita nimeni la lucrul ăsta. Cumva ciorba era la liber, puteai să iei 2 porții de ciorbă și felul 2 îl împărțeam și asta era dubla. Unde ne făceam cumpărăturile? Nu făceam cumpărături, pentru că de mâncare nu cumpăram niciodată ce ne mai aduceam de acasă și în rest. Nu mi-aduc aminte să fi mers vreodată la un magazin alimentar și să fi cumpărat, nu știu, pâine niciodată. Poate pâine mai luam de la cantină câte o felie, 2 și în rest ce ne aduceam de acasă. Iar cumpărături de haine sau pantofi, când aveam bani, când primeam banii de acasă. Bursa ai avut? Bursa am avut după ce m-am căsătorit. Pentru că atunci se considera că sunt în întreținerea lui Cristi, că el lucra și aveam un copil. Cât timp nu ai fost tu pe lume. Cristina s-a născut când eram eu în anul 3 de facultate. După ce m-am căsătorit, am avut bursa. Și primeam în bursă cămin gratuit, cartela și mi se pare că și ceva bani îmi rămâneau. Dar, da, mâncarea la cantină era uneori sub orice critică și eu nu sunt o mofturoasă la mâncare, doar mâncasem 4 ani la cantină înainte la Cluj, la liceu, între 78 și 82. Însă mi-aduc aminte odată că am mers dimineața, de multe ori săream micul dejun pentru că ne era somn și ne era lene să ne trezim așa de vreme și nu mergeam la micul dejun care era de slabă calitate, dar într-o dimineață când într-adevăr ni se făcuse foame și am mers la micul dejun la cantină, am primit
pâine și niște pești prăjiți, niște pești din aia mici, mici, dar nu hamsie cum este la mare, hamsie aia bună sau așa, niște oase, niște ceva absolut înfiorător, care nici nu erau prăjiți, de fapt erau mai mult fierți, era ceva așa la limita supraviețuirii. Și atunci am zis că trebuie neapărat să facem ceva și să scăpăm de cartela aia, că nu mai are rost să dăm banii pe peștii aia prăjiți dimineața și să mai bine mâncăm pâine cu muștar. Mâncam pâine cu muștar destul de des, destul de frecvent. Deci oricum foarte diferit de cum e acum, cu magazinele și cu... Da. Din când în când mai vedeam cozi la alimente, dar nu ne așezam la coadă niciodată. Dar în ultimul an de facultate, practic, 85-86, dacă bine zic, nu erau probleme cu mâncarea, că atunci nu se prea găseam mâncare. Adică erau probleme foarte mari cu mâncarea, deci mâncam foarte prost, foarte... Spun, cozi la alimente vedeam, că era coadă la lapte, era coadă la lămâi, am văzut odată o coadă la lămâi foarte mare, dar nu ne-am așezat niciodată la coadă. În primul rând că trebuia să stai foarte mult, în al doilea rând eram și cu banii pe terminate întotdeauna și cam asta era meniul. Aveam... pâine cu muștar, aveam slănină de acasă, slănină sfântă și din când în când mai tăiam așa câte o bucățică și chiar colega mea din Râmnicu Vâlcea, Simona o chema, care acum trăiește în Italia, ne înțelegeam foarte bine, o prietenă foarte bună, se scârbea de câte ori vedea slănina aia sfântă, nu mănânc așa ceva pentru nimic în lume, pentru nimic în lume și mi-aduc aminte... Seara în care am mâncat prima dată, era târziu, era pe la 12 noaptea și nu mai putea nici ea de foame. Și a zis, Ioana, dă slănina aia încoace. Și atunci am mâncat și ea prima dată și de atunci, da, împărțeam totul. Dar nu sufeream, cum să zic eu, nu sufeream din lipsa mâncării. Adică nu puneam așa preț pe mâncare, nici nu aveam termen de comparație. Nu ne doream, nu că nu ne doream să mâncăm ceva bun, că normal că ne doream, dar nu... Nu aveam termen de comparație, nu puteam să spunem. Din când în când, odată pe trimestru, odată la 2-3 luni, mergeam la un restaurant unde ne dădeam jumătate din banii de cheltuială. Restaurantul Minion în Piața Amzei. Era undeva așa la subsol și acolo mâncam salată de crudități, care era foarte bună, și șnițel. Dar în rest mâncam prost, mâncam ce apucam. Însă v-am zis, nu era o problemă neapărat pentru noi care eram la 20, 20 și ceva de ani și nu știu, aveam alte lucruri pe care ni le doream înaintea mâncării. De exemplu, ne doream haine mai frumoase, farduri, lucruri de genul ăsta, să ne distrăm, să mergem în discotecă. Chiar despre asta e următoarea întrebare, legat de cosmetice. Ce cosmetice aveai tu pe vremea aia și dacă erai așa cochetă? Și în general oamenii, studentele erau cochetele, se machiau... Cum? Da, toate studentele erau foarte cochete, e ca și acum, că toate își doreau. Diferența mare față de acum este faptul că nu ne fardam atât de tare, atât de strident, atât de puternic. Culmea, chiar în anii 80, când lumea se farda destul de strident. Dacă te uiți la videoclipurile din anii 80, toate erau cu albastru. Era foarte colorate la ochi. Asta, într-adevăr, așa era moda, cu verde, cu albastru la ochi, cu rimel, cu mascara. Nu spunea nimeni mascara, rimel era cuvântul. Însă nu se folosea fondul de ten ca și acum. Nu, eu nu mi-aduc aminte, colegele, nu am dat cu fond de ten, cred că până la 45-50 de ani. Și niciuna dintre colegele mele de cameră nu aveau fond de ten. Nimeni nu se dădea cu fond de ten, decât la ocazii speciale și atunci foarte puțin, sau un pic de pudră. Nu exista contouring. Blush-ul, da, cu blush, da. Puneai blush-ul direct pe piele. Dar fondul de ten se folosea foarte rar la ocazii și... Și da, nu prea se folosea. Parfumuri nu aveam, pentru că nu se găsea nimic în magazine. Aveam parfumurile de la Mirage, de la Mirage București, era o fabrică de produse cosmetice și era un parfumel care nu mi-aduc aminte acum cum se numea, Jubileu, într-o sticlă mată. Era un parfum fresh, un parfum citric, dar foarte persistent. Și costa 23 de lei, mi-aduc aminte. Creme, nu existau branduri, în sensul că nu că nu existau branduri în lume. Nu cunoșteam brandurile. De fapt era o singură marcă. Pentru cremele de față erau niște creme poloneze. De asemenea, nu știam cum se numesc, dar știam crema aia poloneză pentru față. De machiant foloseam laptele Doina, așa ne demachiam atunci. Puneam pe o vată
lapte doina și ne dădeam fardurile de la ochi, că zona asta se farda. Și nu exista apă micelară, bine, asta știu că s-a inventat numai acum vreo 20 de ani. Nu exista toner sau... Dar se foloseau foarte mult niște tonere cu spirit, cu alcool. Da. Și uscau foarte tare pielea. Nu, mie nu-mi plăceau alea. Dar mi-ai povestit tu de faptul că se făcea un soi de contrabandă cu spray-uri, de exemplu. Aduceau studenții străini și vindeau în cămin spray-uri, săpunuri de astea. Da. Studenții străini aduceau lucruri din țările lor de origine, din Grecia, de exemplu. Aduceau deodorante, aduceau săpunuri. Să ai un săpun... Lux, era lux, într-adevăr, un săpun fani, nu mai spun, îl țineai numai pentru ocazii speciale să te speli cu el. Acum, sau mi s-au deformat mie amintirile, sau m-am obișnuit eu, dar mi se pare că săpunurile atunci miroseau mult mai puternic decât acum. Te spălai cu un săpun din ăla pe mâini și miroseau mâinile 2-3 ore. Acum, parcă, toate mirosurile astea se duc imediat. Poate pentru că ai acces la mult mai multe produse parfumate, știi, și se simt. Ce exista în magazinele din România, dar tot așa se găsea foarte rar și se dădeau pe sub mână, niște deodorante parfumate, deci un fel de parfum, deodorant impuls. Da, le țin erau minte așa că erau de, și la 90. Cred că la 100 de mililitri sau 75 de mililitri erau așa micuțe și miroseau puternic, miroseau parfum și erau greu de obținut. Dar le foloseai în loc de parfum. Și mi-ai mai povestit de niște farduri. Vitriol, parcă, nu? Vitriol. Nu, vitriol e o travă. Sau... parcă ceva cu muiera. Vitamol. Erau niște farduri de ochi, niște farduri colorate, mono. Sau erau așa împărțite două. Vitamol se numea brandul. Nu știu dacă erau făcute la Farmec Cluj sau la Miraj București. Foarte bune, foarte de calitate. Am căutat pe internet să văd dacă găsesc niște fotografii, niște imagini. Dar nu am găsit. Am găsit, în schimb, niște branduri, adică un brand Vitamol. S-ar putea să fi fost o copie sau să fi fost ceva de genul ăsta. Erau niște farduri, existau în toate culorile, ceva între cremă și pudră și rezistau foarte bine pe ochi. Erau așa și puțin silefate și de foarte, foarte bună calitate. Au dispărut complet după Revoluție. Alea le foloseam. Rimelul era în niște cutiuțe dreptunghiulare și avea o periuță asemănătoare cu periuța de dinți, dar cu un singur strat de peri din aia. Și trebuia să pui un pic de apă sau un pic de salivă, cum puneam noi și așa de dădeam. Deci nu existau rimelurile, mascara, tuburile astea care se înșurubează ca acum. Erau cutiuțele acelea albe. Revin puțin acum la perioada studenției. Cât de mult învățai? De exemplu, cum se întâmplă acum, de foarte multe ori studenții, odată că nu merg la toate cursurile, seminariile, învață foarte mult în sesiune, mai puțin în afara sesiunii, așa era și pe vremea aia? Da, categoric așa era. Marea majoritate nu învățam în timpul semestrului, decât ocazional, dacă aveam câte o lucrare sau cât un seminar pentru care trebuia să ne pregătim. Existau și atunci... fete care erau așa mai tocilare, să spun, și care puneau preț foarte mare pe notele pe care le luam. Eu nu am fost în categoria aia, dar marea majoritate nu eram în acea categorie și nu învățam în timpul anului, în timpul semestrului, decât anii așa ocazional și în sesiune trăgeam tare. Nu prea lipseam de la cursuri. Nu pot să zic acum că mergeam în fiecare zi sau că nu liseam absolut niciodată, însă se puneau absențele și dacă aveai multe absențe, riscai să nu fii primit în examen sau, mai rău, riscai să fii exmatriculat pentru că era o disciplină destul de dură încă în anii aceia. Dar în timpul semestrului o lăsam așa mai moale cu învățatul. Nici n-am avut așa o facultate, n-am făcut eu o facultate de care să fiu pasionată și la care să pun așa... pasiune în care să mă regăsesc cu totul, nu. Am făcut-o ca să fie făcută. Am avut un singur curs de matematici aplicate cu un profesor extraordinar de bun și, într-adevăr, cursul ăla m-a fascinat și acolo chiar căutam să citesc și căutam lucruri interesante despre materia respectivă. Boldur Lățescu îl chema pe profesorul meu, dar în rest n-am avut nicio pasiune. Statistica, am făcut foarte mult. Statistica este ceva foarte... foarte interesant dacă ajungi să cunoști și dacă ajungi să știi să faci anumite calcule, dar da, trebuie să lucrezi în domeniu ca să zic că într-adevăr te pasionează.
cât de mult era materia studiată influențată de epoca în care trăiați sau alte activități care țineau de facultate? Vreau să te întreb aici, știu că făceați un fel de economie politică, dacă vi se predau toate principiile astea marxiste de economie și încă o chestie am vrut să te rog să ne povestești, că ai făcut armată, practic, nu? Făceați, da, adică am făcut armată, lucruri da. Specifice, nu știu, mai da. Mergeați cu, în practic, nu în practic, cum se numea, cu, a strâns de recoltele. Da, păi armata era una și strâns recolta era alta. Da, am mers și la strâns de struguri, munci agricole. Am mers în anul întâi, după primele două săptămâni de cursuri, școala începea deodată cu liceele, tot în 15 septembrie, am făcut două săptămâni de cursuri și de la 1 octombrie am mers la strâns de struguri, la cules de struguri, la Nazarcea, în județul Constanța. A fost o precizare pentru cei care chiar nu știu despre asta, că erați obligați, practic, să mergeți. Cum? Nu? Da, e sigur că eram obligați, nu te întreba, nu era pe deci, bază de voluntariat. De la stat, autoritățile, cine decide asta? Ne punea anunț la facultate, pe avizier. De luni vă prezentați, vă ducem cu trenul sau nici cu trenul, cred că a mers, la Nazarcea, la cules de struguri, perioada practică agricolă, așa se numea, agricolă, două săptămâni. Eu eram obișnuită să stau în orice condiții, v-am spus, am stat la internat în liceu și eram cumva obișnuită să fiu plecată de acasă, dar fetele care erau din București sau și din alte orașe venite în capitală la facultate au avut un șoc, șocul vieții lor. Mi-aduc aminte că pe vremea aia, nu, eu nu le-am înțeles și cumva așa parcă mă irita atitudinea lor. Acum le înțeleg, pentru că practic erau niște copii, niște fete de 18 ani, smulse de acasă și trântite în niște barăci în Nazarcea, lângă, în Dobrogea, unde nu aveam niște condiții, ce că nu aveam condiții bune, erau niște condiții absolut mizerabile. Nu aveam apă rece, nu aveam decât nu știu, o oră sau două pe zi, undeva foarte departe trebuia să mergem în alte barăci ca să ne spălăm. Dormeam în paturi suprapuse, parcă asemănătoare cu lagărele alea de la Auschwitz, și eu spun care trăisem prin multe, niște barăci de lemn, înghesuite, paturile erau unul lângă altul și plângeau unele fete săracele de dimineața până seara. Munca în sine nu era grea, pentru că trebuia să tăiem cu niște forfecuțe strugurii. Toți mergeau la export, erau struguri de masă extraordinar de buni. Aveau boabele, o boabă de struguri era cât o prună, nu exagerez, și trebuia să-i și curățăm și să-i așezăm cu codița în jos, doar cu boabele în sus, în niște lădițe. Mergeau direct în trenurile pentru export, nimic nu găseai în aprozarele din România, în magazinele în care vindeau vegetale. Și asta a fost tot ce am mâncat timp de două săptămâni, doar strugurii ăia, pentru că la cantina din campusul ăsta de barăci era o mizerie, o mizerie de nedescris, mizerie mai mare ca aia nu am văzut niciodată. Totul era slinos, lipicios, unsuros. Nu am putut să mănânc nimic timp de două săptămâni, doar struguri, am mâncat struguri și pâine. Am avut tot tipul diaree, nu numai eu, dar efectiv nu puteai să mănânci mâncarea aia, v-am zis, și eu nu sunt deloc, deloc mofturoasă la mâncare. Însă am avut noroc cu strugurii, puteai să mănânci câți voiai. Iar armata, deci asta a fost practica agricolă, armata se făcea de către toate fetele. Noi am făcut la arma intendență, așa se numea. Aveam o locotenentă foarte drăguță, tânără, cu câțiva ani mai mare decât noi și foarte înțelegătoare. Aveam cursuri teoretice și din când în când ne ducea la trageri în poligon. A fost așa un fel de... Da, nu știu, ați învățat să trageți? La o adică eu n-am învățat. Unele erau mai... Am fost rar, n-am fost des, n-am făcut multe trageri, am făcut puține trageri și... Da, și mie nu mi-a plăcut. Era cel mai greu, era să ne îmbrăcăm iarna cu hainele de armată, primisem haine de armată și hainele erau dintr-un material foarte aspru, foarte țepos, foarte dur. Aveam un veston toamna, ne îmbrăcam cu vestonul ăla și iarna trebuia să luăm și o manta peste. Și pentru că mantaua era fără căptușală și era aspră și prin interior și vestonul era aspru, nu reușeam să ne băgăm mânecile în mâneca de la manta și trebuia câte două să lucrăm. Una să țină haina și una să-și bage și săream așa în ele. Cât timp ați fost în armată? Sau cum se face? O zi pe săptămână. Cât timp? 3 ani. Anul 1, 2 și 3. Miercurea. Și la sfârșitul anului 1. Toată ziua?
Da, toată ziua. În ziua, parcă nu aveam cursul, aveam 2 ore după masă, ceva de genul ăsta. 6 ore făceam dimineața, făceam acolo unde-i, păi, așa, în Șoseaua Pandurii. Îți dai seama că puteai să deveniți experte militare, adică să deveniți chiar soldați profesioniști, dacă chiar făceați realmente pe bune toată, păi, pregătirea. Niște, și... Da, 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 făceam niște cursuri teoretice, dar nu le asculta nimeni, deci nu era cu calificative, teoretice, nu era cu practice, note, nu era cu... Da, deci era o plictiseală, jucam X0, jucam... Deci nu era chiar așa, așa în serios luată treaba. Nu era luată așa în serios. Am avut eu noroc de grupa asta, unde aveam o locotenentă foarte, foarte drăguță și care știa despre ce e vorba. I-a făcut școala militară, însă am avut colegi care nu au fost așa norocoase, au fost mai ghinioniste și aveau locotenente din alea care țipau la ele și le punea să facă anumite lucruri și le asculta și le punea să învețe și le punea să... Na, mă rog. Am livret militar. Nu mai știu ce grad am. După primul an știu că am fost fruntaș. Nu, în sfârșit nu mai țin minte. Simțeați că aveți cât de puțină libertate pentru gândire critică? Puteați să exprimați păreri și vă dorea să o faceți? Adică aveți așa răbufniri împotriva sistemului? Nu, nu. Aș vrea să spun că am fost o dizidentă, dar nu dar am nu fost. Dar nu neapărat. Dar așa, era vreo atmosferă, că în general între studenți să mai mugnesc. Cel puțin în grupul în care am fost eu, nu aveam niciun fel de răbufnire, eram așa destul de docil și nu ne interesa, că am fi vrut și noi să se schimbe, am fi vrut să fim liberi. Vă gândeați la asta? Asta te întreb. Vorbeați vreodată despre asta? Că tu mi-ai spus după ce vedeam câte un film, după ce vedeam câte un film american, așa ne gândeam oare cum ar fi să ajungem într-un magazin din ăla sau cum ar fi să putem asculta muzică să mergem la un concert sau ceva de genul ăsta sau, dar nu aveam niciun fel de inițiativă de a face ceva împotriva regimului sau așa. Aveam așa niște glume făceați? Bancurile cu Ceaușescu, da, 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 tot timpul. Le gustam și le repetam și se transmiteau așa de la unul la altul. Râdeam de sistem, râdeam de ce putem să râdem. Aveam și o anumită teamă, e adevărat, că nu vorbeam chiar în gura mare, dar mi se părea atât de imposibil să se schimbe ceva. Nu aș fi crezut în vecii vecilor, în viața vieții mele, că o să ajungem să avem libertatea asta în câțiva ani. Din 86, când am terminat o facultate, până în 89, au trecut doar 3 ani. Niciodată nu m-am gândit că este posibil așa ceva și aveam o mătușă în București, Tușarica, care mereu îmi spunea când o să ajungi în Franța prima dată, să îmi aduci de acolo un parfum adevărat. Ea știa ce înseamnă parfumurile adevărate, știa ce înseamnă industria parfumurilor, știa Chanel, știa de Dior, știa de lucrurile astea. Și mi se părea că vorbește așa din stele. Dar știai? Tu știai de astea? Nu știam. Adică auzisem, poate îmi trecuse pe la ureche Chanel. Mai aveam, ea primea niște reviste Parimatch de la o vecină care la rândul ei primea revistele Parimatch din Germania și răsfoiam revistele alea și le citeam. Dar nu știam ce e aia, brandul Chanel sau Dior sau așa. Neexistând internetul, neexistând reviste, neexistând alte surse de informare, mai aveam magazinele Neckerman, da. Cam atât. Apropo de ce ziceai că aveați grijă când, dacă mai făceați bancuri sau nu ziceați în gura mare, cum era relația dintre studenți? Aveați grijă să nu fie cineva care putea fi mai turnător dintre voi? Exista o teamă așa că nu, s-ar putea nu, să se... Nu, nu. Eu cel puțin nu am avut teama asta. Nu am bănuit pe nimeni din cercul meu că ar fi turnător, deși ulterior s-a dovedit că au fost, da. Dar nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta și, în general, eram destul de reținut, adică nu mă apucam să povestesc lucruri împotriva regimului, pentru că am avut multe neplăceri și multe drame în familie și nu legate de venirea comuniștilor la putere și nu riscam să ajung într-o astfel de situație. Dar uite, acum mi-am adus aminte de un lucru foarte interesant, pe care nu știu dacă ți l-am povestit vreodată, la primele alegeri la care am participat, alegeri, cum sunt și acum, alegerea aparatului de partid, bine că era un singur partid, Partidul Comunist, dar erau niște liste acolo în care trebuia să alegi reprezentanții, nu se numea Consiliul Local, Consiliul Județean, nu știu, nu mai țin minte cum se numea biroul ăsta politic. Erau alegeri, unele erau de formă, nu că unele, de formă erau, e adevărat. Și am împlinit 18 ani în iunie și primele alegeri au fost undeva prin octombrie în acel an. Eram deja la facultate, în cămin, așa cum am zis, în căminul din Dorobanți.
urnele se deschideau la ora 6 dimineața, ca și acum, și dura alegerile până seara, la ora 9. Se toți pe aceeași. Se votam tot pe aceeași, nici nu mai știu cum era. Și la ora 5 și jumătate dimineața a venit secretarul de partid în cămin, un bărbat care era la 50 de ani la vremea respectivă, noi eram toate de 18-19 ani, și a început să urle pe coridoare, erau niște coridoare așa lungi, și să deschidă toate ușile la cameră, să bată la toate ușile și să deschidă ușile. Noi în pijamale la 5 și jumătate dimineața, era încă noapte, că era deja toamnă, să ne sculăm și să mergem la vot. Da? Și noi ne-am speriat, nu știam, habar n-aveam cu ce se mănâncă viața. Dar asta. Dar nici nu știați, nu vorbeați despre vot vreodată, nu era vreo... Dar nici nu știam că urmează să mergem să votăm și că eram secția, cred că liceu Tonița e acolo în zonă. Pe, nu știu cum se mai numește strada, acum atunci se numea Ilie Pintilie, care merge de la Ștefan cel Mare, merge până în piața Victoriei. Și stătea în ușa camerei să ne vadă ridicate din pat, noi în pijamale, că ne-am ridicat din pat și că mergem să votăm, ca să bifeze el acolo pe listă, că secția de care răspunde el a fost prima care a terminat cu votarea. Incredibil. Deci, na, aveam o întrebare legată de experiențe negative din cauza securității sau unor suspiciuni, dar practic mi-ai spus că tu n-ai avut, dar știai ceva cazuri despre alții sau să știi că... Eu am avut, eu personal am vrut să merg, aveam colegi străini, aveam doi colegi străini, am avut în grupa noastră, grupa avea 20 de studenți și am avut un student negru, sper că nu, bai că spun că e negru, de culoare, de culoare, cu care ne-am înțeles foarte bine. Eu personal m-am înțeles foarte, foarte bine cu el. Dion Gabriel Patrick îl chema. Dion este numele de familie, venea din Congo Brazzaville. Căutându-l acum după atâția ani, am văzut că are o funcție politică mare prin Congo. Și mă înțelegeam foarte, foarte bine cu el. Îl mai ajutam la limba română, el făcuse anul pregătitor la Cluj. Și mi-a spus că este, odată mi-a spus că este ziua națională a țării lui și că se face o recepție, un cocktail, ceva de genul ăsta, și dacă vreau să merg cu el, să-i cunosc și alți colegi de-a lui. Nu era niciun fel de relație de asta de gen îndrăgosteală sau absolut deloc. Pur și simplu eram doar prieteni, îl ajutam așa un pic la lecții și i-am zis, nu știu dacă am voie, pentru că nu aveai voie să ai niciun fel de relații cu străinii și ca să fiu eu să-mi iau toate măsurile de siguranță, pentru că puteai să ai niște repercusiuni foarte grave dacă te întâlneai cu studenți străini, chiar o să povestesc despre ce a pățit o colegă de-a mea. M-am dus și l-am întrebat pe secretarul de partid, zic, uite, m-a invitat, era, aveam ore cu el, m-a invitat Gabriel să mă duc cu el la recepția asta, era cândva la amiază, la prânz, la ora 12. Și a zis, nu cumva să te duci, pentru că vin decanul, o să afle ăla, și o să-ți faci niște probleme extraordinare. Secretarul de partid, care era răspunzător de grupa noastră, era așa un om foarte ok, era, nu era pătruns de ideologia comunistă și a fost așa foarte sincer cu mine și am spus, Gabriel, nu te supăra, nu o să vin cu tine, pentru că și a înțeles. Dar o altă colegă, adică o altă colegă, o colegă de-a mea, stătea tot în Doroban, stătea și chiar o colegă de liceu, pe care o știam așa din liceu, în fața căminului stătea de vorbă cu un student străin arab, parcă era ăla, nu era din Africa. Povesteau, nu știu ce povesteau despre școală, era pe la ora 9 seara și au venit de la securitate și au legitimat-o și au luat-o și au dus-o la secție și au acuzat-o că întreține posibile relații sexuale pentru obținerea de favoruri materiale, ceva de genul ăsta. A avut niște probleme foarte mari fata aia și nici vorbă nu era de așa ceva. Eu nu zic că nu se întâmplau lucruri din astea atunci, că se întâmplau, că curva săraia a fost întotdeauna, dar nu era cazul ăsta. Deci... Și totuși bila de la ase n-a căzut. Bila de la ase n-a căzut, nu. Așa e. Da. Apropo de studenți străini, voi v-ați gândit vreodată că ați fi putut studia în străinitate? Exista ideea asta? Nu. Dar totuși la Moscova mai mergeau. Cel puțin în anii 50. În anii, în anii 80 nu se mai mergea nici la Moscova. Și Moscova deja era tăiată de pe listă. Nici măcar la Moscova nu se mai mergea. Nu. Singurele fete pe care știu că ar fi putut pleca și își doreau să plece în străinătate la studii erau niște fete de la liceu de coreografie din Cluj. Era o școală de balet foarte bună la
Leningrad se numea acum. Cum se numește acum? St. Petersburg. Acolo își doreau să ajungă și acolo era concurs ca să poți să ajungi, dar în rest nu. Nu se punea problema. Nu, adică nu vă imaginați că vaica și vrea să studieze. Ce să ne imaginăm că nu aveai voie să ieși din țară decât odată la 2 ani cu pașaport și atunci ca să îți dea pașaportul, printre altele, trebuia să duci adeverință de la... Scuze-mă că îți atrag atenția de microfon, să nu Trebuia să duci adeverință de la locul de muncă, dacă lucrai, sau în cazul meu nu era loc de muncă, adeverință de la școală, că organizația UTC îți dă acordul să pleci în străinătate. În 79, când am făcut o excursie cu părinții în țările astea comuniste, Ungaria, Cehoslovacia, Germania și Polonia, am făcut așa un tur cu mașina, cu tata, mama și sora mea, mi-am găsit procesul verbal de la ședința de UTC, în care colegii mei de clasă, de clasa a 9-a, vă dați seama, copii de 15 ani, își dădeau acordul ca eu să obțin pașaport pentru 30 de zile și să fac această excursie. Dacă se trezea un deștept și zicea că nu meriți să faci o astfel de excursie, nu îți dădea pașaportul. Incredibil. Așa că ce să studiez în străinătate? Am vrut să te întreb, să ne povestești pe scurt despre cenzură. Acces la filme, acces la muzică, cum se întâmpla de fapt? Cum aveați acces la filme? Unde vă uitați la filme, de fapt? Încă până în 86, din când în când se mai dădea câte un film la televizor. Aveam un televizor în tot căminul și avea 5 etaje căminul și era o sală în care ne uitam toate la un televizor din ăla așa mic. Din când în când vedeam câte un film, mai era industria asta subterană a casetelor video, dar nu că asta totuși a apărut mai târziu. Mai existau filme la cinematecă. Încă nu se închisese Cinemateca din București, dar acolo cred că de 2 ori am fost, nu se găseau bilete. Tot așa era o proiecție de film sau 2-3 proiecții pe săptămână și era un oraș cu 2 milioane de locuitori care toți își doreau să vadă filmele alea. La teatru mai mergeam, tot așa se găseau foarte greu bilete la teatru, trebuia să te scoli dimineața la ora 5 să te duci la coadă la bilete. Cărți? Cărți apărute, editate înainte de anii 80, încă... Citeam foarte mult. Asta era singura distracție. Deci filme mai puțin, de citit citeam foarte mult. Citeam romane, schimbam impresii despre romane. Toată lumea citea. Cenzura nu am simțit-o pe piele proprie pentru că nu am fost în domeniu. Dar exista, sigur că exista cenzura, așa cum știe toată lumea. Revistele care apăreau aveau, indiferent că era revistă pentru gospodine, revistă cu rețete sau rebus sau ceva, prima pagină, primele câteva pagini erau dedicate regimului lui Ceaușescu. Nu regimului, lui Ceaușescu, numai chiar lui și nevestei. Uite, o întrebare pe care am primit-o de la mai multe persoane care au lăsat întrebări. Care erau oportunitățile de angajare după facultate? E adevărat că se găsea mai ușor loc de muncă pe acea vreme și, apropo de facultate, ne-ai spus că ți-asigură într-adevăr un viitor mai bun. Da, la terminarea facultății exista sistemul de repartiție. Când terminai facultatea, exista o listă cu posturi din toată țara și în ordinea mediilor, plus încă alte câteva criterii, criteriul de buletin, de exemplu, primeai un loc de muncă. Toată lumea primea un loc de muncă. Acum că tu erai din Cluj și primeai loc de muncă la Focșani, e altceva, dar primeai un loc de muncă. Dar la Focșani nu știu dacă primeai, pentru că în 86, când am terminat eu, deja erau multe orașe închise, așa se numeau, orașe închise care nu mai scoteau posturi libere și orașele mari erau toate închise, cum ar fi Bucureștiul, Cluj, Iași, Timișoara și altele mai mici. Am avut impresia că doar București era oraș închis. Nu. Așa de oraș închis știam că la București nu se mai făceau. Și Clujul și Iași. De astea două mi-aduc aminte că erau închise, pentru că mi-aș fi dorit să fiu sau în Cluj sau aproape de Iași, pentru că Iași, Cristi era la Iași încă. Și știu că una dintre variante era să iau un post în Târgu Frumos. Târgu Frumos, cred că e acolo lângă, deci, Iași, aproape 30 de kilometri. Puteai să alegi. Eu nu am ales în ordinea medie, am mers pe criteriul cu buletinul, că aveam buletin de Turda și am luat postul din Turda, dar toată lumea primea un loc de muncă. Unii sigur că erau nemulțumiți de locul de muncă primit și încercau să facă rost de o negație. Negație însemnând că te duceai la întreprinderea unde ai fost repartizat și cei de acolo îți dădeau o hârtie în care spuneau că am greșit și nu avem nevoie de tine, nu mai avem postul liber, du-te unde vezi cu ochii. Și își găseau, încercau să-și facă rost de un alt loc de muncă, dar tot partidul ăsta de care spun nu te lăsa să fii șomer. Nu exista șomaj. Dacă
aveau toate informațiile despre tine. Dacă știa că nu ai loc de muncă, veneau și te presau și îți ofereau ceva să lucrezi. Dar totuși îmi povesteai că nu... Ce stătea zile întregi degeaba? Adică nu era neapărat nevoie ca totul să fie angajat? Nu era nevoie, bineînțeles. Păi eu când am ajuns la plan, la Turdeana, la compartimentul plan, cred că am stat 6 luni fără să exagerez, fără să fac nimic, dar nimic. Aveam în fiecare zi câte un roman, scoteam cartea pe masă și citeam 8 ore. Deci vă dați seama să mergi cu cartea la serviciu și să stai să citești? Sau să croșetezi? Că și asta era o... Sau să croșetezi. Și nu numai că nu-ți ascundeai cartea în sertar să nu te vadă colegii că citești. O puneai la vedere, pentru că toată lumea știa despre ce e vorba. Turdeana la vremea respectivă avea în jur de 2000 de angajați și cu un an înaintea mea, se făcuse angajări de 100 și ceva de ingineri, dacă vă puteți să vă imaginați, ingineri care terminaseră TCM, tehnologia construcțiilor de mașini, 100 și ceva la 2000 de angajați. Ce să le dai de lucru la toți oamenii ăia? Nu da, aveai ce să le dai de lucru. Asta era economia planificată. Da. Acum, totuși, ce lucruri bune există din punct de vedere a studenției în perioada comunistă și ce s-a schimbat în rău în prezent, așa că decât ai atins la început când ai povestit de faptul că se făcea mai serios. Dar dacă ai ceva așa mai special să punctezi? Acum nu știu exact, nu pot să fac o comparație pentru că și tu ai terminat destul de mult timp facultatea. Nu știu exact ce se face acum, dar mie mi se pare... De domeniul fantasticului să te duci la un examen, să citești o oră și să-ți iei examenul. Adică nu pot să înțeleg cum se întâmplă lucrurile astea. Se învăța mai mult pe de altă parte. Făceam și niște materii absolut inutile, absolut o umplutură din asta care nu avea niciun folos și nu era ceva util, nu era ceva practic, nu era ceva care să-ți dea niște abilități, să-ți dea niște lucruri pe care să le poți folosi în viața profesională. Se făceau multe așa ca să se facă. Nu știu dacă era, nu pot să zic că regret ceva, adică nu că... Că mi se pare că a fost atunci mai bine și că acum e mai rău din punctul ăsta de vedere. Cine vrea să facă școală și copiii și tinerii care vor să facă într-adevăr performanță în orice domeniu pot să o facă și acum, la fel de bine. Cum pe de altă parte sunt atâția tineri care au terminat facultăți și lucrează la McDonald's și nu ca primul job la McDonald's, lucrează la McDonald's muncă din asta necalificată timp de ani de zile. Da. După ce să faci facultatea, nu știu dacă merită. Ca să nu mai spun de faptul că părinții plătesc bani mulți pentru lucrul ăsta și ajungi să nu profesezi niciodată în domeniu. Nu are niciun rost, doar să te bucuri de... să bifezi că ai o hârtie în plus, o diplomă în plus. Voiam să te întreb legat de contracepție, pentru că am primit de la mai multe persoane întrebări legate de contracepție și despre situația avorturilor în perioada respectivă. Dacă cum se protejau studenții... Dacă existau discuții despre subiectul ăsta în vreun fel sau era ceva tabu complet și dacă ai avut colegi, nu știu, care au trecut prin probleme de astea, să trebuiască să facă un avort, să... Da, ăsta e un subiect foarte, foarte sensibil și foarte grav și o să fac la un moment dat, când o să am, nu știu, puterea, o să fac un video numai pe subiectul ăsta, am trăit niște lucruri. Nu știu, ți-aduce aminte de filmul ăla 4 săptămâni, da, da. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, da. Nimic față de ce cazuri am văzut, nimic este filmul ăla. Contracepția, nu exista contracepție, adică nu existau mijloace contraceptive de vânzare, nu? Ca să, cel puțin când am ajuns eu la vârsta maturității în 82, când aveam 18 ani și m-am dus la facultate. Nu existau nici măcar prezervative. Dar știați de existența lor? Da, știam pentru că atunci când eram eu mică și încă nu știam exact ce să le... Adică bănuiam, dar eram mic copil, aveam 10 ani. Încă se găseau la farmacii, se numeau fluturași. Se numeau fluturași pentru că erau niște cutiuțe pe care era desenat un fluturaș. Era un singur marcă, un singur brand. Și pe urmă au dispărut complet. Au fost interzise complet toate măsurile de contracepție pentru că lui Ceaușescu îi trebuiau copii. Trebuiau câți mai mulți copii pe care se crească în spiritul comunist. Deci nu existau nici măcar prezervative, nu se vorbea de bolile cu transmitere sexuală, nici nu știu dacă a apăruse SIDA în anii ăia. Nu a apăruse.
cred că atunci, da, la sfârșitul anilor 80 au apărut primele cazuri de SIDA și bolile cu transmitere sexuală gen sifilis deja aveau tratament, aveau antibiotice. Deci nu se găseau niciun fel de mijloace contraceptive. Bineînțeles că vorbeam despre asta, vorbeam cu toate fetele din cămin care erau preocupate, dacă preocupate, erau interesate de subiectul ăsta normal. Singura metodă pe care o foloseau marea majoritate era metoda calendarului, care putea să funcționeze sau nu. Putea să funcționeze sau nu și nu toată lumea are un ciclu regulat ca să zici că poate să funcționeze metoda asta. Se mai aduceau tot așa de către studenții străini, greci, ni se păreau că sunt așa de bogați pentru că vindeau niște carioci și niște săpunuri, ni se păreau că sunt extraordinari, că au tricouri cu scris pe ele. Ei mai aduceau niște pastile contraceptive, locale, deci care se introduc în vagin, care arătau ca niște mentosane mai mici, un pic așa cu o gaură la mijloc. Erau destul de scumpe. Dar erau atunci de folosit pe moment. Pe moment, nu? Local. Deci da, se foloseau local, înainte de actul sexual. Și mai există pastile din astea, cum se numesc, care se iau în fiecare zi. Da, contraceptive orale. Contraceptive orale nu... Erau și atunci, dar nu prea știu. Nu știu pe nimeni să fi folosit din anturajul meu și să zic că cunoșteam 20-30 de fete cu care vorbeam lucrurile astea, nu țin minte să fi luat cineva. După Revoluție, chiar atunci în anii 90, știu că mergeau fetele în piață și cumpărau din piață. Îți dai seama ce risc totuși, că nu știe dacă ți se potrivesc, dacă nu se expirate, erau aduse din Ungaria, încă nu se găseau la noi. Ne oprim până bate clopotul. Poate e un avertisment acum. Noi vorbim despre lucruri care... Dar nu-s chiar în morala religiei creștine despre mijloace contraceptive în afara căsătoriei. S-au oprit clopotele. Pentru cine bat clopotele? Și mai existau steriletele, aduse tot așa din străinătate, în special din Serbia se aduceau sterilete, pe care nu știam cum arată. O colegă mi-a dat un sterilet. Eu, având-o deja pe Cristina, îi adusese cineva și plătise vreo 2000 de lei pe steriletul ăla. 2000 de lei era un salar bun la vremea respectivă. Și când a găsit un ginecolog care să îl monteze, i-a spus că nu se poate monta la femeile care nu au avut copii, care nu au copii. Și atunci mi l-a dat mie. Mi l-a dat fără bani, pentru că nu avea cui să-l vândă sau, mă rog, nu se pricepea. Și la rândul meu l-am dat, nici eu n-a știu cui să-l vând, nu voiam să-mi pun că nu știam ce e aia. Și l-am dat lui Alina, l-am dat Alina care e în America acum. Și el a vândut cu, nu știu cu cât l-a vândut, că mi-a dat 1500 de lei pe el. Dar astea erau metodele contraceptive. Și din păcate se întâmplau lucruri tragice, dar foarte tragice, foarte multe... Fete rămâneau însărcinate, nu-și doreau sarcina, nu erau pregătite sau pur și simplu nu-și doreau, erau prea tinere și se recurgea la avorturi ilegale. Acum chiar curetaje la medic, nu știu pe nimeni să fi făcut, ba da, știu pe cineva, dar îi făcuse. Venise un chirurg ginecolog acasă la cineva și în bucătărie i-a făcut. Dar, mă rog, nu am participat, însă știu foarte multe fete care mergeau la o moașă din cartierul Tei sau cum se numea, acolo spre Tei, era, unde este un ceas, lângă Bucurobor, mai încolo un pic. Nu știu dacă, nu știu. Acolo știu că mergeau toată lumea și le făceau o sondă, le băga în uter, ser fiziologic. Și la 24 de ore după operațiunea asta, organismul elimina fătul nenăscut, niște chinuri și niște dureri și posibile infecții îngrozitoare. Știu multe colegi care au făcut lucrul ăsta, multe, deci nu una, multe. Eu, din fericire, n-am avut niciun fel de întrerupere de sarcină de-a lungul vieții, nici legală, nici ilegală, nici de niciun fel. Dar o să fac un video despre asta, pentru că am asistat cu ochii mei, am văzut niște lucruri absolut înfiorătoare. Da, cred că trebuie vorbit un pic mai mult despre asta și în România, având în vedere că voi, generația voastră, ați trecut prin multe, mai ales că, de exemplu, în Polonia s-au interzis avorturile.
Adică, da, deci... știi? Da. Femeile oricum vor face avorturi, că se întâmplă, doar că contează condițiile. Da, da, da. Deci este dreptul femeii să decidă dacă... Da. Ce face cu organismul ei și până la urmă și din punct de vedere religios tot dreptul ei este să creadă sau să nu creadă sau da. Nu putea, nu poate să vină un președinte de țară să-i spună ce să facă. Și în Polonia și în America, și în multe America, state. Da. Da. Ne-ai povestit despre ce ai făcut după ce ai terminat facultatea și asta o aveam pe listă. Deci ai venit în Turdana apoi și te-ai angajat la Turdana. Și ultima întrebare, dacă ești nostalgică după perioada studenției și dacă ai putea da timpul înapoi să schimbi ceva din trecut, dacă din perspectiva ta, dacă nu sistemul să-l schimbi, că n-aveai cum, dar ce, din ce ai făcut tu, ce ți s-a întâmplat, ție, dacă ai putea schimba ceva? Dacă sunt nostalgică, sunt nostalgică după perioada tinereții, pentru că a fost frumos. Tinerii întotdeauna își găsesc fericirea în lucrurile mărunte și în ceea ce trăiesc atunci. Dacă aș face altceva, cred, sau poate, că nu aș mai alege să fac facultatea la București. Chiar? Cred că aș rămâne la Cluj, da. De ce asta? Colegii mei din Cluj au avut o viață studențească mult mai plină și mult mai satisfăcătoare și au trăit lucruri mai frumoase și mai, nu știu cum să zic așa, mai... au avut alte cercuri de prieteni. Atâția oameni ciudați am întâlnit la București, atâția... traficanți, atâția bișnițari, atâția oameni lipsiți de scrupule. Nu neapărat că au fost în cercul meu, dar am avut interacțiuni cu ei și pe de altă parte m-a călit lucrul ăsta și am fost pregătită pentru viață. Dar din punct de vedere al anilor de facultate, colegii care au rămas în Cluj au avut așa o viață mult mai idealizată, mult mai plăcută, mult mai... mai plină de lucruri frumoase și mai interesante. Nu cred că am profitat destul de faptul că am fost în București, au fost și anii aia grei, foarte grei, dar cred, sau poate că aș alege și varianta asta Cluj, să văd, să poți face o comparație între București și Cluj. Îmi place foarte mult Bucureștiul și m-aș muta oricând la București, pentru că mie îmi place orașul, am prieteni acolo, am cunoștințe, am locuri de care mă leagă amintiri frumoase. Mama, îți mulțumesc foarte mult că mi-ai acordat interviul ăsta. Mă bucur să-mi rămână și mie pe film tot ce mi-ai povestit, să-l putem revedea oricând. Vă mulțumesc și vouă că m-ați urmărit. Vă spuneam că aș vrea să vă spun cine mi-a lăsat întrebări la videoclipul în care vă spuneam că voi vorbi cu mama și vreau să le mulțumesc lui Elena L. 8980, lui Elisam, lui Diana Lâzâr, Iulicuța, Maria Ania, Diana Copstan, Iolanda Niculescu, Bele Coze, Denis și Camelia Morar. Vă mulțumesc foarte mult că ați lăsat întrebările. Ați văzut că printre ce am întrebat pe mama le-am inclus și pe ale voastre. Vă invit să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja și să vă abonați și la canalul mamei mele. Aveți link în descriere. Cu asta închei videoclipul, vă mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem cu bine cât de curând. Vă pup! Ciao! Pa!